În această dimineață, în comuna Pătulele, sat Viașu, a avut loc un accident grav în care au fost implicate 5 persoane, dintre care una a decedat. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentele par să fie la ordinea zilei în județul Mehedinți. În această dimineață, pe drumul județean 564, în comuna Pătulele, s-a produs un accident rutier între un autoturism și o căruță trasă de un tractor. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul poliției Oraș Vânjumare, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 28 de ani din comuna Pătulele, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 564 în localitatea Viașu, în aceeași direcție cu un tractor ce trăgea o căruță, nu a păstrat distanța corespunzătoare în mers și a intrat în coliziune cu căruța. În această dimineață, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu auto specială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURT pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe raza localității Viașu din comuna Pătulele. În urma accidentului au rezultat 5 victime, 4 dintre acestea au suferit politraumatisme și au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din la turnul Severin de către echipajele SMURT și SAJ în stare de conștiință, iar cea de-a cincea victimă a intrat în stop cardiorespirator la locul evenimentului, fiind declarată decedată de către medicul Serviciului Județean de Ambulanță. Pentru acordarea primului ajutor medical victimelor, la fața locului au fost direcționate și 4 ambulanțe SAJ. La locul solicitării au fost găsite 5 victime cu politraumatisme. O femeie în vârstă de 51 ani cu hemoragie internă, care a intrat în stop cardiorespirator, a fost resuscitată, dar din păcate, a fost declarată decedată de către medicul SAJ aflat la fața locului. Cea de-a doua femeie, în vârstă de 63 ani, cu traumatism craniocerebral și traumatism toracic, a treia femeie, în vârstă de 25 ani, cu traumatism craniocerebral și hematom frontal, a patra femeie, în vârstă de 35 ani, cu traumatism craniocerebral și traumatism forte de bazin, și un bărbat, în vârstă de 45 ani, cu traumatism craniocerebral, traumatism toracic și traumatism membrul inferior stâng. Cele patru victime au fost transportate la OPU Turnul Severin pentru investigații suplimentare. În accident au fost implicate două vehicule, un autoturism și un utilaj agricol ce tracta un atelaj. Echipajele SMURT și SAJ au acordat îngrijiri medicale unui număr de 5 victime, care au suferit politraumatisme. 4 dintre acestea au fost transportate la spital în stare de conștiință, iar unei victime care a intrat în stop cardiorespirator la locul evenimentului i s-au efectuat manevre de resuscitare. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.